15 și 25 de minute, Cătălin Striblea este alături de noi. Salut, Cătălin! Salutare! O să vorbim astăzi despre greva de la STB. Știți că instanța caută o soluție, să-i spunem, sau, mă rog, un verdict privind suspendarea sau nu a acestei greve, pentru că ea are un iz de ilegalitate, să-i spunem doar atât. Adică e spontană, este făcută fără respectarea regulilor în vigoare. Mă rog, dar să știi că metrou nu părea mai încărcat ca în altă zi. Probabil că fi stat lumea acasă. Zic, dacă tot nu merg autobuzele, mai bine stăm acasă. Eu, în timpul în care instanța ascultă părțile și deliberează, am vorbit cu Nicușor Dan pentru a-i cere un punct de vedere legat de ceea ce se întâmplă și mai ales de faptul că, dincolo de toată povestea asta care se întâmplă azi, problemele de fond de la STB, adică probleme cu salarii, probleme cu piesele de schimb, probleme cu autobuzele, rămân în continuare. Adică problema nu dispare dacă de la ora 4 după amiază autobuzele circulă și e posibil ca lucrurile astea să se repete. De asta vă propun în minutele următoare să-l ascultăm pe Nicușor Dan. Totul se va întâmpla la Rațiunea Zilei. Rațiunea Zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Prieteni, trecem direct la interviul cu Nicușor Dan. L-am întrebat întâi de toate, domnule, dincolo de grevă și de cearta asta dintre cele două părți, dacă mai există vreo posibilitate de negociere cu sindicatele ca lucrurile astea să fie oprite cât mai repede, iată răspunsul primarului. Această grevă este ilegală din mai multe motive. Suntem în stare de alertă și legea spune explicit că nu se fac greve în stare de alertă. În al doilea rând, în legea dialogului social există niște proceduri care să prevină o astfel de grevă și cea mai importantă este anunțarea opiniei publice. Și noi suntem într-un sector care e deosebit de important. Și în al treilea rând, pentru aceste tipuri de sectoare, cum este transportul public, legea prevede explicit că trebuie să fie asigurată, chiar în situația unei greve, trebuie să fie asigurată cel puțin o treime din activitatea de bază. Sunt deschis la dialog, chiar săptămâna trecută au fost un sindicat mai mic, tot din STB, care a solicitat și a și organizat niște pichete de protest acolo la STB. Am discutat cu domniile lor aici în primărie când au venit să ia autorizația pentru meeting. Le-am explicat că o parte din informațiile pe care le au nu sunt corecte, le-am dat cifrele exacte. Sunt deschis la dialog, dar nu cu domnul Petrariu. Adică nu cineva care face tipul ăsta de acțiuni ilegale, chiar infracțiuni, nu poate să fie un partener. Excludeți orice discuție cu acest lider sindical, pentru că el tocmai a condiționat rezolvarea grevei de prezența domniei sale. Pe care spune că n-a organizat-o. Totodată, da. Nu, exclud discuția cu domnul Petrariu, pentru că e absolut legitim să ai revendicări de natură salarială, e absolut legitim să ai revendicări de natură sindicală, dar nu putem să amestecăm chestiunea asta cu politica. Domnul Petraiu este consilier general PSD, da, și această grevă nu putea să fie organizată fără acceptul PSD. Da, fără acceptul PSD, adică spuneți că la PSD s-a vorbit de posibilitatea unei greve și că este instrumentată politic de... Acest domn Petrariu este membru în Consiliul General al Municipiului București din partea PSD-ului. Da, e adevărat, da. Nu cred că acționează de capul domniei sale. Aha, da, există vreo informație certă în acest sens că el a vorbit cu liderii partidului ca să facă o grevă în București, adică... Acest tipul ăsta de informații nu l-am, dar ar putea să iasă PSD-ul atunci să se delimiteze de această acțiune, pe de o parte. Pe de altă parte, în ceea ce privește faptul că sindicatul chiar a amenințat oameni care au vrut să iasă la muncă azi, pentru asta avem nenumărate dovezi și faptul că incitarea a venit prin cadrul sindicatului pentru această grevă, astea sunt nenumărate dovezi. Dumneavoastră, primăria, aveți dovezi că oamenii au fost împiedicați să iasă la muncă? Pentru că astăzi, la România în direct, șoferi care au sunat mi-au spus că nu există așa ceva și că a fost o acțiune benevolă. Puteți demonstra că ei i-au împiedicat pe oameni să iasă la muncă?
Desigur, da, și o să, adică este parte din plângerea penală pe care a formulat-o STB-ul dimineața asta, dar nu o să vă dau eu acum nume de oameni care au reclamat la STB. Deci sunt oameni care au vrut să iasă cu autobuz, troleibuz, tramvai, să-și realizeze obligația legală și au fost amenințați de către sindicat. Domnule primar, până la urmă însă chestiunea de fond va rămâne dincolo de momentul acesta. Oamenii care lucrează în STB se plâng de limitarea unor sporuri, de necalcularea unor ore suplimentare. Spun că drepturile bănești, în ciuda măririlor din ultimii ani, le-au fost ciuntite, mai ales în ultima perioadă, și mai ales că au condiții de lucru proaste. Adică focul de azi se poate stinge, dar problema continuă în săptămânile următoare. De fapt, cred că asta vor oamenii ăștia să audă mai curând din partea dumneavoastră, cum se rezolvă aceste lucruri. Bun. Sunt și aici, sunt mai multe lucruri de spus. În primul rând, am preluat această companie cu datorii la marginea falimentului. Da? Deci în momentul în care am venit în primărie, această companie avea datorii de 1,2 miliarde lei, acum are 760 de milioane, adică aproape jumătate. Am făcut toate eforturile pentru ca această companie să reziste, să nu intre în insolvență, să faliment. Asta este un lucru care trebuie spus și evidențiat. În al doilea rând, ei au avut, în cursul anului trecut, o mărire salarială de 10%, pe care n-a avut-o nicio altă structură din cadrul primăriei municipiului București. Bineînțeles că sunt probleme. Bineînțeles că în momentul în care nu ai făcut investiții într-o astfel de companie ani de zile, bineînțeles că s-au acumulat o serie de probleme. Dar pe marginea acestor probleme putem să discutăm într-un mod civilizat, fără să perturbăm de pe o zi pe alta viața bucureștenilor care utilizează transportul public. O chestiune, Nicușor Dan, da, interviul e ceva mai lung, se referă și la întâlnirea sau neîntâlnirea cu prefectul. Doamna prefect a spus că nu l-am găsit pe Nicușor Dan. Nicușor Dan i-a răspuns ceva de genul: nici nu trebuia să mă găsească, că n-are atribuții în zona asta. Nu știu, parcă te simți un pic altfel când cineva îți ia apărare, așa, ca cetățean. Da. Parcă așa, cam răcit domnul Nicușor Dan, o fi de la frigul din apartamente. Așa pare cam răcit. Să știi că și tușit la un moment dat. Am meditat eu înregistrarea. În fine, detalii despre toată greva asta și ce se întâmplă mai departe, mai ales că vine după amiază, oamenii se întorc de la lucru. Colegii noștri de la știri, la fiecare buletin de știri și pe măsură ce se întâmplă lucruri, vă ținem și noi la curent aici. Mulțumim mult, Cătălin. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.